luna mai anului 2009, la Cocorești, Mișle, a început împlinirea unui vis. Așa cum spunem noi, țăranii moșneni din zona subcarpatică, am bătut țărușul pe vechea locație a terenului de fotbal din izlazul satului Cocorești. Pentru realizarea unei baze sportive moderne, într-o locație superbă, înconjurată ca și comuna de păduri de stejar. De-abia în momentul în care utilajele au săpat primele șanțuri și s-au turnat primele betoane, am început cu toții să ne frecăm la ochi și să credem că nu era lucru de glumă. În luna iunie, deja se făceau cofrajele pentru turnarea fundațiilor și elevaților, iar locul unde altădată pășteau animalele începea să semene a șantier. Lucrurile înaintau văzând cu ochii, iar fundațiile ce separau viitoarele spații ieșeau la iveală. Iată că la sfârșitul lunii iunie începeau să se ridice zidurile de cărămidă, susținute de cantități uriașe de fier pentru realizarea unei clădiri rezistente. În luna iulie se ridicau primele ziduri și totul începea să semene a clădire. Entuziasmul cu care s-a lucrat în acel prim an și o iarnă ceva mai blândă au făcut ca în primăvara anului 2010 clădirea bazei sportive să fie terminată la roșu, așa cum spun constructorii. Primăvara a venit cu forțe noi pentru constructori și au început lucrările de izolare termică a clădirii. În toamna anului 2010, întregul spațiu al viitorului complex era un vast șantier. Clădirea se apropia de stadiul de finisare la exterior, gardurile de împrejmuire aveau țevile de susținere ridicate, suprafața terenului era în lucru. Primăvara anului 2011 a debutat cu lucrările de finisare la interior și încet încet toată munca se apropia de sfârșit. Mai mult decât atât, pentru a valorifica și mai mult locația, pe gardul împrejmuitor a fost montat panoul de prezentare a traseelor turistice de pe Valea Doftănețului, ce au ca punct de plecare și sosire baza sportivă. Dar iată cum arăta la final clădirea bazei sportive Stejarul, la final, o clădire modernă, elegantă, multifuncțională, în care încălzirea apei se face cu un sistem ecologic pe bază de lumină solară. Vestiarele sunt ultramoderne, dotate după toate normele în vigoare. La etaj, clădirea beneficiază de spații de cazare, bucătărie și o sală unde pot fi organizate seminarii, conferințe și ședințe tehnice. În toamna anului 2011, mândria comunității noastre lucra la capacitate maximă pe terenul sintetic, iar tinerii comunității noastre beneficiau de condiții elegante de petrecerea timpului liber. Modernitatea complexului sportiv constă și în faptul că terenurile sunt dotate cu instalații de nocturnă, unde iubitorii sportului de vârsta a doua și chiar a treia au posibilitatea ca seara, după orele de program, să se deconecteze și să socializeze. Complexul cuprinde și două terenuri cu gazon natural și nocturnă, pe care își desfășoară activitatea echipa de fotbal a Asociației Sportive Stejarul Goruna Cocorești Misli. Au fost organizate și primele competiții sportive de mini-fotbal între elevii școlilor generale ale localităților din zonă, unde oficialitățile locale au fost prezente pentru a acorda premii și diplome. Întreaga comunitate se bucură de beneficiile acestei baze sportive și mai ales iubitorii sportului cu balonul rotund de toate vârstele. Demn de remarcat este faptul că un grup de foști jucători de fotbal din comunitate s-au organizat în echipe de old boys ce se întâlnesc săptămânal, joacă fotbal, socializează, fac lobby pentru mișcare și sport. La inaugurarea bazei sportive, unul din vechii fotbaliști din localitate, persoană de vârsta 3 acum, a avut o remarcă teribilă spunând: îmi pare rău că m-am născut așa de vreme și că generația mea nu a putut beneficia de astfel de condiții pentru practicarea sportului și sper ca cei tineri să se bucure și să exploateze la maxim aceste condiții.